Neacordarea de prioritate în sensul giratoriu s-ar fi aflat la originea accidentului rutier produs în cursul zilei de luni, 24 mai, pe bulevardul Demrădulescu din municipiul Râmnicu-Vâlcea, la intersecția cu strada Ostroveni. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei femei în vârstă de 35 de ani, pasager într-unul dintre autoturismele implicate. A intrat dâns. Eu veneam de sus și semnalizați-mi și eu la stânga și dânsul veni tare în direcția autobuzului ăla. Și intră tare, că uite ce am distrus o mașină nouă de 4 luni, de 500 de milioane. La data de 24 mai, polițiștii rutieri din cadrul biroului rutieri Râmnicu-Vâlcea au intervenit la un accident rutier în Râmnicu-Vâlcea, pe bulevardul Demrădulescu, soldat cu rănirea unei persoane, o femeie în vârstă de 35 de ani. În urma unei coliziuni dintre două autoturisme, traficul a fost afectat o perioadă scurtă de timp, iar polițiștii fac verificări în continuare. Traficul rutier în zonă a fost blocat o perioadă pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și efectuarea cercetărilor la fața locului.